Decizia inițială este și decizia finală. Curtea de apel Chișinău a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de candidatul Platformei Demnitate și Adevăr la alegerile prezidențiale Andrei Năstase privind atacarea în judecată a Comisiei Electorale Centrale, care a decis deschiderea 42 de secții de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului în vederea scrutinului din 1 noiembrie. Amintim că pe 6 octombrie Curtea Supremă de Justiție a admis recursul lui Andrei Năstase și a anulat încheierea curții de apel Chișinău din 2 octombrie. Astfel, magistrații au trimis cauza la rejudecare în instanța de apel. Liderul platformei DA a atacat în instanță CEC, motivând că 42 de secții de votare pentru alegătorii din regiunea transnistreană reprezintă un număr exagerat. Ori, în cadrul alegerilor prezidențiale din 2016, pentru alegătorii din stânga Nistrului au fost deschise 30 de secții de votare, iar la scrutinul parlamentar din 2019 cu 5 mai puține.